Înainte să încep, aș vrea să-i fac o promovare lui Anonim Motivațional. Cu siguranță m-a zis de acest timp pentru că am mai lucrat și în trecut cu el. Și tot ce vreau să vă spun este că omul ăsta face niște clipuri absolut extraordinare și niște clipuri care chiar te motivează să-ți urmezi visul. Dacă vă simțiți un pic cam triști sau pur și simplu considerați că nu aveți suficientă încredere în voi, chiar vă recomand pe acest tip. De asemenea, omul e și el anonim, își păstrează identitatea, exact cum fac și eu. Poartă o mască, ceea ce îl face mai diferit față de restul online-ului și vă las link în descriere să aruncați un ochi pe canalul lui. Chiar vă recomand să vă abonați pentru că omul chiar merită să crească pe această platformă. Aveți link în descriere, iar acum noi să trecem la ale noastre. Sub apanajul unei epoci sau alteia, oamenii din toate colțurile lumii, de toate rasele și religiile, au născocit și au popularizat pretutindeni anateme și demoni. În aceste categorii intră cu succes războaiele, tortura și alte atrocități de neimaginat, alături și de porniri mai blânde, precum o serie aparent fără de sfârșit de reguli hilare și taxe absurde. Asupra acestora ne vom opri astăzi. În acest episod, ei bine, este timpul să discutăm despre unele dintre cele mai absurde taxe din toate timpurile. Taxa pentru barbă. Se spune că undeva în registrele administrative ale statului american, Massachusetts, există o taxă foarte aspră pentru purtătorii de barbă. Însă, de multe ori, astfel de zvonuri despre legi bizare și vechi, date de diverse state americane, în urmă cu 150 sau 200 de ani, sunt simple legende urbane. Din fericire, istoria are ascunsă în mâneca ei și un exemplu concret și verificabil referitor la o asemenea taxă, iar pentru acesta trebuie să-i mulțumim țarului Petru cel Mare al Rusiei. Lui Petru I i s-au atribuit toate atributele posibile, de la radical la nebun. Totuși, taxa impusă pe barbă este de natură să-l clasifice fără echivoc în cea din urmă categorie. În plus, ca o dovadă adițională a faptului că din prea mare dragoste, sau mai bine spus obsesie, pentru modernizarea Rusiei, țarul ura efectiv bărbile, acei bărbați care nu renunțau nici în ruptul capului la podoaba facială și acceptau să plătească taxă, erau totuși constrânși să poarte medalii care atestau public faptul că bărbile lor sunt absolut ridicole. O revenire neașteptată a urii față de barbă a avut loc în România, în perioada comunistă, când bărboșii nu erau priviți cu ochi buni de miliție, pentru că erau considerați intelectuali și potențial periculoși pentru regim. Taxa pe traficul ilegal de droguri. Este destul de dificil să îi determini chiar și pe cetățenii corecți, supuși în fața legii, să declare fiscului orice alte forme de venit cu excepția celor oficiale. Așa că în Statele Unite ale Americii a venit ca un uragan cerința Serviciului American de Beneficii Interne ca oamenii care sunt implicați în activități criminale să-și le recunoască, doar pentru căldurosul sentiment de satisfacție patriotică pe care l-ar avea atunci când ar completa un formular de plată a taxei. Instrucțiunile stipulate pentru taxarea veniturilor insistă ca veniturile ilegale, precum banii obținuți din traficul ilegal de droguri, trebuie incluse în formularul de venit 1040 la alineatul 21. Această taxă de-a dreptul stupidă își merită locul în listă, fie și numai pentru șansa infimă ca ea să fie achitată vreodată de cineva. Taxa pe emancipare. Roma antică a adoptat o taxă aparent umilitoare, dar în esență destul de mărinimoasă, denumită taxa dezrobirii, care constă într-o sumă de bani pe care sclavul trebuia să o achite pentru a-și depăși condiția și a deveni un om liber. Pentru un sclav, a cărui retribuție pentru munca depusă era infimă sau lipsea cu desăvârșire, achitarea acelei taxe era absolut imposibilă. Totuși, au existat unele cazuri în care taxa a fost plătită de către nobili generoși care au decis să-și elibereze din proprie inițiativă sclavii, situații în care taxa nu mai reprezenta o povară de netrecut, oamenii bogați permițându-și-o fără prea mare efort. Taxa pentru contrazicerea conducătorului. Una dintre măsurile bizare din secolul al XVII-lea, adoptată de conducătorii cărora nu le plăcea deloc vociferările opozanților săi, a fost taxarea la sânge a tuturor celor ce visau la dreptul de contracarare declarativă, adică a celor care aveau ceva de protestat, comentat, zis în contradicție cu opinia conducătorului. Liderii sperau evident că supuși lor își vor menține cât mai mult poziția ostilă și vor dori să-și o exprime pentru a-i putea extorca
America de cât mai mulți bani. Protectorul Angliei, Oliver Cromwell, a instituit una dintre cele mai bine cunoscute asemenea taxe în 1655, percepută regaliștilor care încă mai atârnau de gâtul Angliei după execuția ultimului rege, Charles I. Situația opozanților s-a înrăutățit și mai tare când, printr-o mișcare malefică, Cromwell a folosit banii pe care îi percepa de la regaliștii bombănitori tocmai pentru fondarea unei miliții îndreptate împotriva acestora. Cel puțin regaliștii știau precis spre ce anume era direcționate finanțele lor. Taxa pentru existență. Conceptul de capitație sau de taxă pe cap de locuitor reprezintă durerea la paroxism a ideii de taxă. În loc să taxeze cetățeanul în funcție de câștigurile lui, capitația este suma de bani pe care acesta din urmă îi datorează guvernului pentru simplul fapt că are îndrăzneală de a fi în viață. Anglia a perceput o serie de taxe pe cap de locuitor în secolul al XIV-lea, care erau extrem de dure și de necugetate, chiar și după standardele capitației, culminând cu o taxă triplă față de cea inițială. Firește, în urma acestei mișcări au izbucnit proteste, țăranii s-au revoltat și astfel, în 1381, a apărut pentru prima dată în istorie Revolta Țărănească, din care s-au inspirat mai apoi alte popoare. Taxă pentru premiul Nobel. Da, premiile Nobel sunt taxate de către Serviciul de Beneficii Interne din Suedia. Poate părea de-a dreptul ridicol ca o entitate venită să perceapă plăți din câștiguri își reivindică partea chiar și de la cei care, în cuvintele lui Alfred Nobel, au oferit cel mai mare beneficiu omenirii. Dar și alte premii numeroase de pe glob sunt de asemenea taxate. Dacă ne mai consolează cu ceva, unii câștigători sunt absolviți de achitarea taxei dacă respectă un anumit criteriu. Tot ceea ce au de făcut este să renunțe la premii fără ca măcar să le atingă, cedându-le caritabil sau încredințându-le statului suedez. Taxa pe naționalitate. Taxele percepute în special străinilor și imigranților nu sunt deloc neobișnuite, nici chiar după secolul al XX-lea. Canada a început să-i taxeze pe imigranții chinezi în 1885 și nu s-a oprit până în 1923. Din nefericire, această taxă a fost abrogată nu pentru că și-ar fi schimbat canadienii optica, ci pentru că la acea dată actul chinez de imigrare a făcut posibilă pentru chinezi intrarea pe teritoriul Canadei. Taxa pe horn. Atunci când ești un monarh nemilos, însetat de năvuțire și ai extorcat deja oamenii prin taxe pe proprietate, pe bunuri și pe ei înșiși, singurul lucru care îți mai rămâne de făcut este să începi să te legi de halucinante elemente aleatorii și să le impozitezi și pe acelea. Marea problemă cu taxa pe hornuri din Anglia anului 1660 a fost aceea că populația clasei de jos a fost cea suprataxată, ceea ce pare să se întâmple întotdeauna, astfel încât oamenii au început să-și mascheze coșurile de pe casă, obligându-i pe inspector să răscolească fiecare cămin pentru a asigura că nimeni nu ascunde hornuri. Această practică a continuat până în momentul unui incendiu din 1684, care a mistuit 20 de case și a ucis 4 indivizi, ca urmare a încercărilor unui brutar de a face uz discret de șemineul unei case. Taxa daneză. Istoria medievală abundă în exemple de state care plătesc biruri înrobitoare altor țări. Taxa daneză reprezenta un tribut plătit de către anglosaxoni vikingilor din Scandinavia, conduși de danezi, pentru a preveni vandalizarea unor teritorii britanice de către aceștia din urmă. Local, taxa purta denumirea Danegal și a fost caracteristica politicii regale atât Angliei cât și a Imperiului Carolingian prin secolul al IX-lea și al XII-lea, fiind colectată atât sub formă de tribut pentru împăciuirea atacatorilor, cât și cu titlul de remunerație a forțelor defensive. Ghinionul de a fi fost primul care a deschis nefericita tradiției, l-a avut bietul rege Ethereld nepregătitul, a cărui domnie a fost marcată mai ales de plecarea capului în fața danezilor, motiv pentru care s-a ales și cu defăimătoarea sa poreclă. Taxa pe sare. Contrar aparențelor, s-a dovedit că năstrușnica taxare a sării a fost una dintre cele mai imprevizibile idei din istorie. Taxele pe sare au fost responsabile de către Imperiul Chinez. Taxa franceză pe sare a ajutat la precipitarea Revoluției franceze, iar Gandhi însuși a devenit cunoscut și a inițiat faimoasa mișcare de independență în vremea unui protest împotriva taxei pe sare în India anilor 1930. Un sfat util pentru guvernele din toată lumea, orice ar fi, nu mai puneți taxe pe sare.
Cam atât a avut și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea vreau să vă întreb, care crezi că a fost cea mai absurdă taxă din această listă? Chiar vreau să vă aflu răspunsul în secțiunea de comentarii. Nu uitați de follow pe Instagram la Jocul Virtual 1, să ne strângem și acolo 10.000 de oameni și evident o să ne zicem cu alte episoade și baftă în tot ceea ce faceți. Thank you.